12 și 30 de minute. Iată-o pe Diana Andreea Trâmbițaș, așteptând aprobarea organizatorilor pentru a urca pe bara de start, apoi aprinderea luminii verzi pe semaforul de pornire. Avem și confirmarea grafică, bara se află la poziția cu numărul 25. Lucrurile stau bine cu vântul, nu sunt intensificări, nu sunt schimbări bruște de viteză și direcție. Așteptăm așadar evoluții frumoase și cine știe, poate chiar un nou record al acestei trambuline. Dacă ne gândim că în ședința de probă de puțin mai devreme, deținătoarea recordului, Sara Takanashi, a zburat 98 de metri și jumătate. Prima evoluție îi aparține Dianei Andreea Trâmbițaș, România. Număr de concurs 1, prima dintre cele 41 de sportive reprezentând 13 națiuni de pe lista de start a manșei întâi. Revedem ieșirea de pe masa trambulinei. Ceva probleme de echilibru în zbor, schiurile n-au fost tocmai coplanare. Și rezultatul oficial, 72 de metri, evident fiind prima sportivă care a evoluat, este și primul lider al clasamentului.